Invitați, ridicăm înaintea domnului, să deschidem scripturile în Evanghelia după Luca. Vom citi câteva versete din capitolul 11 și apoi câteva versete și din Matei, capitolul 6. Începem din Luca, din capitolul 11. Într-o zi, Isus se ruga într-un loc anumit. Când a ispravit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis, când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cer rău. Din Matei, capitolul 6, citim de la versetul 5 în continuare. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați, să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Păinea noastră, cea de toate zilele, dă ne -o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit și ucenicii doi au făcut o rugăciune. O rugăciune pe care noi ar trebui să o facem și în seara aceasta. Doamne, învață-ne să ne rugăm! Cred că este cea mai frumoasă rugăciune, să te rogi ca să înveți să te rogi. Pentru că te poți ruga fără ca rugăciunea ta să aibă efect. Te poți ruga fără ca rugăciunea ta să fie primită de Dumnezeu. Nu-i totul să te rogi, ci trebuie să ai în vedere cum să te rogi. Și în seara aceasta putem învăța de la cel mai bun învățător cum ar trebui să ne rugăm. Învățăm cu toții de la Domnul Isus Hristos pentru că domnul Isus Hristos este un maestru desăvârșit, este un învățător perfect, un rabin cum nu a mai existat. A ridicat învățătura la un nivel de artă, de absolut. Și el eu îl definesc un adevărat maestru în arta comunicării. Și el a folosit multe metode pedagogice. Nu erau folosite de ceilalți rabini. El nu învăța ca ceilalți. Și prin Mesajul său el aduna mulțimi, mulțimile erau captivate de mesajul său. Și de aceea noi putem învăța de la Domnul Isus Hristos pentru că este singurul vrednic care să fie ascultat și mai ales să fie urmat. De aceea patru metode pe care metode pedagogice pe care Isus le practică atunci când predică evanghelia și mai ales atunci când vine vorba de rugăciune. În primul rând Isus folosește pedagogia prin exemplu personal. Pedagogie prin exemplu personal. El nu pregătea un seminar despre rugăciune, nu pregătea o conferință despre rugăciune, nu scria teză de doctorat pentru rugăciune, ci el se ruga. Într-o zi, Isus se ruga. Există o vorbă și în România, dar și în Sfintele Scripturi face ce zice preotul, dar nu face ce face el. Pentru că cea mai lungă stradă, cea mai grea stradă este tocmai strada de la a zice până la a face. Italienii au o altă vorbă, tradire, îl fare, ce dimețo, il mare. Și din păcate cei mai mulți nu mai traversează niciodată marea asta. De la Iisus poți învăța pentru că El nu doar vorbește despre rugăciune, el nu doar predică despre rugăciune, ci el se roagă. Ca părinți trebuie să înțelegem acest principiu, puterea exemplului personal. Este cea mai mare putere pe care o are cineva când vrea să învețe pe altcineva. Nu are rost să-mi spui ce știi. Pentru că mai mare influență are ceea ce faci. Degeaba îi spui copilului tău să nu folosească internetul dacă tu îl folosești. Degeaba îi spui copilului tău să nu fumeze dacă tu fumezi. Degeaba îi spui copilului tău să vină la biserică dacă tu nu vii. Pentru că cea mai mare influență nu au vorbele, ci au faptele. Și ceea ce faci strigă mai tare decât ceea ce spui. De aceea Iisus folosește puterea exemplului personal, pedagogie prin exemplu personal, Isus se ruga și atunci au dat seama ucenicii, dacă vrem să învățăm să ne rugăm, nu ne ducem la cineva care predică frumos despre rugăciune, care a scris un tratat despre rugăciune, care are scrise cărți despre rugăciune, ci unul care se roagă și Iisus se ruga. Deși, deși am spune noi sau am crede noi că Iisus n-ar fi avut nevoie de rugăciune, era Fiul lui Dumnezeu. Cunoștea orice lucru, avea o re relație directă cu Tatăl. Natura lui umană nu era contaminată de păcat. De ce ar fi trebuit să se roage Iisus la urma urmei? Că El putea să spună un cuvânt și se împlinea totul. Și totuși Iisus ne arată că noi trebuie să ne rugăm. Pentru că și astăzi poate noi vom spune, dar de ce să mă rog? De ce e nevoie să mă rog? În al doilea rând, Domnul Isus se învață pe ucirință să se roage și, în general, predică folosind metoda pedagogiei prin mijloace simple. Isus predică simplu. Isus vorbește simplu. Isus se roagă simplu. Și nu-i de mirare că rugăciunea lui Isus Hristos este o rugăciune pe care o învață orice copil. Pentru că el reușește să aducă la orice nivel uman înțelegerea împărăției lui Dumnezeu, înțelegerea scripturii. El folosea cuvinte simple, fraze scurte, dar încărcate de semnificație, de putere, de emoție, de spiritualitate, de importanță, de valoare. Vorbirea simplă, asta i-a captivat pe oameni de atunci pentru că tot mai mult și atunci, ar și acum, oamenii încearcă în vorbire, oamenii încearcă să folosească cuvinte și pare de multe ori că chiar acele cuvinte care nu sunt înțelese bine să aibă mai multe efect decât cele simple. Dar Isus nu folosește cuvinte goale, ci cuvinte care au în spate putere. El îi învăța ca unul care avea putere. Dar îi învăța după cum erau ei în stare să le priceapă. Întotdeauna poate exista între cine vorbește și cine ascultă, poate o anumită, o anumită distanță, să o numim noi. Ei bine, Iisus totdeauna se coboară la nivelul omului, se coboară la nivelul înțelegerii. De aceea El vorbește simplu. Pescarului îi dă pilda năvodului, agricultorului îi dă pilda semănătorului, Femeia care e gospodină, pregătește mâncare, îi dă pilda aluatului. Și așa mai departe, Iisus folosește ilustrații, pentru că în al treilea rând, Iisus folosește metoda pedagogiei prin ilustrații, prin imagini. El folosea imagini, obiecte și ilustrații. Pentru că noi gândim în imagini. Copiii când învață să scrie, copiii când, se merg, când merg la școală, primul lucru, cu ei se lucrează cu imaginile. Pentru că o imagine se imprimă în memoria umană mai mult decât o mie de cuvinte. Și de aceea Iisus întotdeauna folosește imagini și este un maestru în utilizarea pildelor. Ne spune Scriptura, nu vorbea deloc fără pildă, totdeauna imagine. Pentru că o teorie, o definiție, o poți uita, dar o imagine îți rămâne. Pilda fiului risipitor îți rămâne în minte. Poate vei pierde unele detalii, dar îți rămâne. Fotografia aceea îți rămâne în minte. Un tată care își îmbrățișează fiul. Și imaginea aceea te urmărește toată viața. Un Dumnezeu care te așteaptă. Un Dumnezeu care te cheamă. Un Dumnezeu care te iubește. Un Dumnezeu care te primește. Și el știe principiile de funcționare ale creierului uman. Creierul nostru funcționează și acum, și funcționează pe bază de imagini. Și vă dau câteva exemple. Dacă eu spun cuvintele astea, fraza asta, eu stau la masă. Voi vă imaginați. Nu vedeți literele eu. Și apoi cuvintele stau la masă. Și în mintea voastră, vă imaginați așa. eu care stau la masă. Problema însă este alta. Că nu tot ceea ce vorbim noi în, în lumea asta e o lume materială și simplu să spun eu, o persoană, stau la masă. Dar în momentul în care eu folosesc nu obiecte, nu persoane, nu lucruri concrete, ci concepte abstracte e mai dificil. Dacă eu spun, eu iubesc muzica, ce-ți imaginezi? Eu iert pe cel care mi-a greșit. Iertare nu mai este un obiect. Iubirea nu mai este un obiect. Nu mai este un obiect. E un concept. Și atunci el ca să ia acel concept, să-l transforme într-o imagine, de aceea el folosește pildele, ca totul să fie transformat în imagine. De aceea chiar și rugăciunea aceasta Tatăl nostru, vreau să vedem din ea cum fiecare cuvânt, nu e doar un cuvânt, ci un concept. E o imagine despre ceva ce El ne învață că este Împărăția Lui Dumnezeu, că suntem noi, că e relația noastră cu Dumnezeu. Dar până atunci, cea de-a patra metodă pedagogică a Domnului Iisus Hristos, folosită atunci când predica Evanghelia și folosită și în acest caz, este pedagogia prin comparații. Întotdeauna trebuie să ai un exemplu pozitiv și un exemplu negativ. La școală cam asta este, în pedagogie asta trebuie să înveți copilului ce să facă și ce să nu facă, cum să facă, și cum să nu facă. Cum să fie, și cum să nu fie. Am lucrat în domeniul învățământului și știu bine ceea ce spun, pentru că de obicei, cam așa se făcea, se lua un caiet. Dacă vrei să-i spui clasei, elevilor, cum ar trebui să arate un caiet bun, luai caiet, de obicei un caiet bun, frumos, pe la fete îl găseai. Așa că luai cel mai frumos caiet. Îl arătai clasic și spuneai, vă place caietul ăsta? Și o spuneau, da, e bine, așa da. Și le arătai un exemplu frumos. Apoi trebuia să le arăți și un exemplu negativ. Și de obicei, cam la băieți, găseai caietul acela măzgălit, ferfenețit. Arătai caietul și spuneai, bine, așa nu. Domnul Iisus folosește exact aceeași metodă chiar și aici. El spune, iată cum să nu vă rugați, așa nu, să nu fiți ca fățarnicii care se roagă în piețe, care se roagă pe stradă, care se roagă tare, care se roagă de ochii lumii, care se roagă doar să fie văzuți, să nu fiți ca ei, să nu vă rugați ca ei, așa nu, pentru că poți să te rogi greșit. Dar vine și ne arată și cum să te rogi, ci voi iată dar cum trebuie să vă rugați. Așa da. Tu când te rogi, intră în odăița ta, în cuiețușa, roagă-te în ascuns. Matei 6 prezintă trei coordonate ale neprihănirii. Milostenia, rugăciunea și postul. Sunt trei discipline spirituale pe care orice creștin trebuie să le practice. Și în primul rând el arată ce nu ar trebui să fie, cum să nu faci milostenie, să nu suni cu trâmbița, cum să nu te rogi ca farisei, ca fățarnici, cum să nu postești, să spui tuturor că faci asta și apoi cum să faci. Așa da? Așa nu. Pentru că rugăciunea nu trebuie să fie publicitate. Cu rugăciunea nu trebuie să ieși tu în evidență, nu trebuie să fii un exercițiu de imagine. Suntem tentați de multe ori să credem că doar a cânta sau a predica sau a face o slujbă publică, doar asta poate duce la mândrie, poate duce la o suficiență, autosuficiență spirituală. Eu sunt neprihănit, mi-am îndeplinit neprihănirea, dar și a te ruga, și să strigi mai tare la rugăciune și să arăți că te rogi, poate și asta să te facă să te mândrești, să te lauzi, să te încrezi în neprihănirea ta. Domnul Isus nu avea nimic cu neprihănirea fariseilor că era rea, dar El spunea că tot ce făceau oamenii aceștia, făceau doar de ochii oamenilor, doar ca să fie văzuți, doar ca să fie aplaudați și atât. Și inclusiv rugăciunea, Rugăciunea lor nu era o rugăciune primită de Dumnezeu pentru că era o rugăciune de ochii oamenilor. Rugăciunea nu trebuie să fie publicitate. Rugăciunea nu trebuie să fie superficială, doar să se audă, doar să se vadă, doar de ochii oamenilor. Ea nu trebuie să fie artificială, mecanică. Eu spun mereu același lucru. Încercați să vă înregistrați rugăciunile. roagă dar înregistrează-ți cumva rugăciunea. Și vei vedea că folosești exact aceleași cuvinte. Rugăciunea devine o poezie pe care tu o spui, pe care o repeți. Mintea ta este deja în vacanță, deja în România, deja nu știu pe unde, dar gura ta se roagă. Și Domnul Dumnezeu spunea, norodul acesta mă cinstește cu buzele. Dar inima lui este departe de mine. Și Dumnezeu, când cineva se roagă, se uită mai întâi la inima lui. Și câte rugăciuni nu sunt rugăciuni formale, rugăciuni mecanice, artificiale, automatice, pus pe automat, pe pilot automat. Gura merge înainte. Iar inima este cine nu știe pe unde. Și Dumnezeu nu vrea asta. Domnezeu Dumnezeu vrea o inimă curată, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Rugăciunea trebuie să fie personală, dar și comunitară, adică mă rog, și tu când te rogi, dar apoi și comunitară, Tatăl nostru. Trebuie să fie actuală, de nouă astăzi, dar trebuie să fie și transcendentală, adică ea trece dincolo de timp, dincolo de ziua de astăzi și dincolo de ziua de mâine. Trebuie să fie concretă, dar în același timp și să cuprindă toate dimensiunile vieții. Rugăciunea trebuie să fie construită pe cuvinte, să aibă cuvinte, dar totodată trebuie să fie concepută pe idei. Pentru că s-ar putea că rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea Tatăl nostru este pasajul biblic cel mai bine cunoscut tuturor și, din păcate, cel mai puțin înțeles de cei mai mulți. De ce? Pentru că l-am învățat de mici, l-am învățat de copii, totul le devine mecanic, ne rugăm, mergem înainte, ne-am spus poezia și am plecat. Rugăciunea trebuie să fie scurtă, dar în același timp permanentă. Rugăciunea trebuie să fie auzită, dar în același timp ascunsă. Nu trebuie neapărat să te audă tot. Și iată, trec așa fugitiv peste aproape fiecare cuvânt. Pentru că fiecare cuvânt Ascunde în el, are, are în el, în esența lui, concept. Cel puțin un concept. Când spui tatăl, tatăl conceptul de familiar, de apropiat, cineva care, de care aparții, cineva care este de aceeași natură cu tine, cineva care te cunoaște, cineva care te înțelege, cineva care te protejează, cineva care te iubește, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce îl iubesc și păzesc poruncile lui. Și când te gândești la Dumnezeu, să te gândești în primul rând că Dumnezeu este tată. Știu, tu poți să-l vezi ca un polițai, tu poți să vezi ca un medic la care mergi și spui, te rog, te rog, ajută-mă, vindecă-mă, să ca pe un avocat sau pe altceva, dar iată că Domnul Iisus vine și ne spune în rugăciune când te raportezi la Dumnezeu. Fii plin de îndrăzneală, fii plin de credință, fii încredințat că cel căruia te rogi, în primul rând, îți este Tată. Slăviți să fie numele Lui! Ce har ne-a dat Dumnezeu, ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copiii lui, să-l numim pe El Tatăl nostru. Și nu-i doar așa. Deci, asta nu e doar un, un ritual, nu e o formalitate, cum te întâlnești cu cineva, domnule, e o relație. E ceva familiar, apropiat. Tatăl nostru, când spui nostru, înseamnă deja comunitate. Nu sunt singur. Nu mă rog singur, nu mă rog doar pentru mine, nu mai sunt singur. Pentru că și Isus a spus, dacă cineva îl primește, noi vom veni și vom locui la e, cu el. Și când te întorci la Dumnezeu, vreau să știi că Dumnezeu nu are un singur fiu, ci are mai mulți fii. Din păcate, una din marile probleme ale societății, dar și ale bisericii, este singurătatea, solitudinea. Concepția unora că numai el ajunge în rai, toată lumea e rea, numai eu sunt. Noroc că sunt, sunt eu și există eu că altfel s-ar duce lumea asta de râpă. Când te rogi să ai în mintea ta conceptul acesta, Tatăl nostru. Știu că nu ți-i simpatic unul, știu că nu-l prețuiești pe celălalt, știu că ai păreri despre unul, știu că poți fi, dar nu uita un lucru. El nu este doar tatăl tău. Nu doar tu ești mântuit. Pavel spunea, cu una pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Și eu cred că sunt mulți cei care iubesc venirea Lui. Și cred că și la Torino sunt care iubesc venirea Lui când te rogi, nu te gândi numai la tine. Ci gândește-te că faci parte dintr-o comunitate, sau gândește-te din ce comunitate? Cine e inclus în acel nostru? Sper că nu tu singur ești în acel nostru. Care ești în ceruri. Când spui cer, spui ceva superior. Spui ceva măreț. Spui ceva înalt, spui ceva mai presus. Și dintr-o dată, în relația ta cu Dumnezeu, îți dai seama că El este în cer, El este Tatăl tău, dar în același timp, în același timp, folosea psalmistul expresie, cât sunt de departe cerurile față de pământ, așa sunt de departe gândurile noastre de gândurile lui Dumnezeu. Adică există o diferență, totuși. Dar sunt copila lui Dumnezeu. Dar îmi dau seama că Dumnezeu este în cer, iar eu sunt pe pământ. Și când spui cer, El este deasupra. Eu sunt robul lui Dumnezeu și nu El este robul meu. Eu trebuie să ascult de El și nu El să asculte de mine. Sfințească-se, numele tău, sfințească-se conceptul de respect de Evlavie. De sentimentul acela de adorare, de dedicare, de dăruire. Când spui că ceva este sfânt, înseamnă ceva care este dedicat lui. Ceva care are o, o, un respect deosebit din partea noastră. Și atunci când te rogi, trebuie să înțelegi că atitudinea cea mai potrivită pentru a fi ascultată rugăciunea este Evlavia. Și de aceea Evlavia presupune o atitudine potrivită, cuvinte potrivite, o ținută potrivită, gesturi potrivite, pentru că vorbim de sfințenia lui Dumnezeu. Numele tău, conceptul de caracter, atribute, calități. Noi când purtăm un nume, purtăm un nume doar ca să ne identificăm niște părinți, înainte de a se naște un copil, se uită pe o listă, compară, suntem în Italia, să găsim un nume care să potrivească să fie italian sau măcar să nu se stâlcească italienii când îl rostesc, să dea bine cu numele de familie, dacă e băiat să-i punem un nume adecvat, dacă e fată îi punem un nume adecvat și așa mai departe. Dar când vorbim de numele lui Dumnezeu, Numele Lui Dumnezeu înseamnă toate calitățile Lui Dumnezeu. Înseamnă suma tuturor calităților Lui Dumnezeu, atributele Lui. Când spui că El este suveran, când El este medic, când El este mântuitor, când El este Domnul Oștirilor, sunt toate calități, sunt toate atribute pe care El le are. Și îți dai seama cu cine ai de-a face și asta înseamnă o relație pe care pe care trebuie să o descoperi în fiecare zi, cât de mare, cât de sfânt, cât de puternic este numele Lui Dumnezeu. Evrei. și-au dat seama cât de sfânt este numele Lui Dumnezeu, încât tetragrama, cum este cunoscută ea, adică cele patru litere, cele patru consoane care alcătuiesc numele Lui Dumnezeu, era doar scrisă, niciodată evreii n-au mai rostit-o. De aceea, noi nu putem da dreptate martorului lui Jehova, pentru că poate fi Jehova, cum poate fi Iahve, cum poate fi Iohove și așa mai departe. Ei doar au scris patru litere, patru consoane și vocalele nimeni n-a îndrăznit să le mai... Evreul când vrea să spună ceva la Dumnezeu, ducea degetul la gură, mână la gură și spunea, dar nu pot să spun cine, pentru că este un nume sfânt. Scribii, cărturarii, pentru că cu mii de ani în urmă nu erau tipografii, nu aveau Biblia pe computer, pe caiet, în PDF sau. Trebuiau să ia suluri de piele și trebuiau să scrie. Întotdeauna, când scribii, cărturarii scriau, făceau câte o copie. Asta era ceva extraordinar de scump. Sulurile cărții le avea doar împăratul, oamenii foarte bogați, sinagogile, când un scrib de felul acesta transcria cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, când ajungea la numele lui Dumnezeu, se oprea, nu scria, arunca penița cu care scria până atunci, lua una nouă, mergea, se curăța, se spăla pe mâini, se spăla tot, și începea din nou să scrie numele lui Dumnezeu. I-a un respect profund pentru numele lui Dumnezeu. Pentru că atunci când te închin lui Dumnezeu, da, El este Tatăl tău. Ai o relație apropiată cu El, dar în același timp trebuie să înțelegi diferența, El este în ceruri, iar tu ești pe pământ. Trebuie să realizezi faptul că numele lui este sfânt, că El este puternic, că El are autoritate. Sărviți să fie numele lui. Vie, împărăția ta, vie, conceptul acesta de așteptare. Care este așteptarea ta în această seară? Ce îți dorești să vină? Să vină salariul, să vină vacanța, să vină concediul, să vină mărirea de salariu, să vină pensia? Să vină ce? Care este cea mai mare așteptare ta? Pentru că atunci când te rogi rugăciunea Tatăl nostru, trebuie să te gândești dincolo de cuvinte. că sunt concepte ascunse acolo, care dorința ta cea mai mare. Ce ți dorești tu să se întâmple în viața ta? Care este cea mai mare năzuința ta? Care e cea mai mare așteptare a vieții tale? Pentru noi creștini cea mai mare așteptare este în cuvântul acesta care a devenit un salut pentru primii creștini, pentru că asta era cea mai mare așteptare. Maranata, Domnul nostru vine. Vie împărăția ta! Îți dorește în această seară mai mult ca orice să vină împărăția lui Dumnezeu? Sau poate așteptarea ta e mai mare, cea mai mare să te întorci în România sau să te muți într-o casă nouă? Care este, care este așteptarea ta cea mai mare? Vie împărăția ta. Când spui împărăției, conceptul de autoritate, Orice împărăție are reguli, orice împărăție are legi, orice împărăție are un împărat, iar tu ești parte din această împărăție și trebuie să înțelegi conceptul de autoritate, care, din păcate, începe tot mai mult să lipsească. Cei mai mulți nu vor să se mai supună niciunei autorități. Când spui împărăția lui Dumnezeu, spui autoritatea trebuie să respecti pe Dumnezeu ca împărat, dați cinste împăratului, ca să nu se mânie. Facă-se voia ta, facă-se conceptul acesta de așteptare, de năzuință, ce-mi doresc să se facă voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, supunerea, acceptarea, aprobarea, căutarea voii lui Dumnezeu. E o generație dificilă aceasta în care cei mai mulți spun, asta vreau. Vrem totul acum, vrem totul imediat, vrem totul instant și totul să se facă cum vrem noi. Așa au înțeles românii democrația. Fiecare să facă ce vrea. Așa au înțeles evreii când au avut judecători. Fiecare să facă ce îi place. Și oamenii nu mai vor să asculte și Biblia ne spune că în vremurile din urmă, unul, unul, din semnele cele mai evidente ale vremurilor din urmă și noi le trăim deja, este că oamenii își vor întoarce urechea de la adevăr. Oamenii își vor la urechea să audă lucruri plăcute, adică îmi place, ascult, nu-mi place, înseamnă că nu e omul lui Dumnezeu, de ce? Că nu-mi place mie. E cântarea bună, dacă îmi place, e bine, dacă nu mi place, nu. Că totul cum îmi place, totul cum vreau eu. Și etalonul pentru orice lucru și standardul pentru orice lucru, inclusiv în biserică, este totdeauna ce vreau eu, cum vreau eu. Și dacă nu-i cum vreau eu, mă supăr. Și mai și că ceilalți sunt rătăciți și eu sunt singurul luminat din toți. Însă rugăciunea, Tatăl nostru, ne aduce în situația în care să spunem, Doamne, facă-se voia Ta. Nu voia mea, voia Ta. Precum în cer. Conceptul de perfecțiune. În cer, tot se închină lui Dumnezeu. În cer, totul este perfect. În cer, toți își cunosc și respectă toate, toate, toate lucrurile care trebuie făcute. Când spui în cer, spui perfecțiune. Precum în cer și pe pământ. Există o dorință. Facă se voia ta, precum în cer și pe pământ. Noi nu suntem perfecți. Dar Dumnezeu a pus în noi o. Dorință după perfecțiune, tânjim după perfecțiune. Adică asta înseamnă că ne dorim să fim mai buni, ne dorim să fim mai sfinți, ne dorim să fim mai curați, realizăm că trăim pe pământ, realizăm că trăim în Trupul acesta care este plin de slăbiciuni, care are atâtea defecte. Dar în același timp există un dor în noi, există o dorință în noi și în rugăciunea asta atâta iese în evidență că vrem totuși, chiar dacă trăim pe pământ, vrem să fie aici pe pământ, ca în cer. Vrem aici în biserica Betel să lăudăm pe Domnul cum este lăudat în cer. Vrem aici în biserica Betel să fie onorat Dumnezeu așa cum este onorat în cer. Vrem să-i aducem închinarea plăcută lui Dumnezeu așa cum îi se aduce în cer. Dar asta implică o dorință, eu îmi vreau asta, eu mă rog pentru asta. Nu doar să spun tatăl nostru care sunt cer, facă-se voia ta precum în cer pe pământ, amin. Bine, hai că se răcește mâncarea. Înțelege că sunt concepte care trec dincolo de cuvinte să fie o dorință vie în inima ta, Doamne, vreau să fiu mai bun, vreau să se facă voia ta, dar pe pământ, în viața mea, în inima mea, așa cum ar trebui să fie ea. Pâinea, pâinea noastră. Vedeți, pâinea nu e doar un cuvânt. Chinezii mănâncă doar orez. Dacă ar fi vorba de cuvinte, ar spune orezul nostru, cea de toate zilele. Italienii ar trebui să spună pasta noastră, cea de toate zilele. Românii, mamăliga lor de toate zilele. Am fost și în Etiopia și au și ei o... ceva cereale, nu chiar cereale, ceva aproape de cereale și au și ei o turtă pe care o fac și... No, noi când ne rugăm, ne rugăm pentru asta. Ca să înțelegem că nu cuvântul de asta e o rugăciune bazată nu pe cuvinte, ci pe idei, pe concepte. Și aici, când spui pâinea, spui conceptul de nevoie. Tu ai nevoie. Nevoia de hrană. S-ar putea unul să nu mănânce pâine, că nu mănâncă pâine. Mănâncă altceva, nu e nicio problemă. Și dacă ai numai salată, dă slavă lui Dumnezeu. Nu înseamnă că nu-i bună rugăciunea, pentru că nu cuvântul ci conceptul care se ascunde în spatele cuvântului, conceptul de nevoie. Pâinea noastră. Și aici apare cu conceptul de părtășie. Să nu-ți mănânci pâinea singur. Pâinea noastră. În acest noastră cine intră? Biblia spune, împarteți pâinea cu cel flământ. Aruncă-ți pâinea pe ape, că după multă vreme o vei găsi iarăși. Nu păgubești când dăruiești. Nu pierzi când ești darnic. Nu ești păcălit de alții dacă faci bine. Când te rogi, dă-ți seama că Dumnezeu spune, ai venit la închinare. Chiar dacă ești singur, tu nu ești singur. Împarte-ți bine cuvântările cu alții împarte pâinea ta cu alții. Pentru că vii și spui lui Dumnezeu, pâinea noastră, dă o și îmi place mult aici, că aici pentru mine apare conceptul acesta de dependență. oh, da, eu sunt harnic, eu muncesc, eu mă descurc, eu mă organizez, eu mă sacrific și e normal să am. Dar trebuie să recunosc ceva. Că depindem de Dumnezeu. Că tot ce avem vine de la Dumnezeu. Că dacă avem astăzi pâine pe masă, nu avem că ne-am descurcat noi, că am muncit noi, că am ostenit noi, că am făcut, că am organizat noi. Da, le avem. Dar le avem de la El. Pentru că noi am cerut de la El. Doamne, dă-ne! dă, -ne! dă -ne o nouă! Și asta îmi place, conceptul de, o numesc eu, de suficiență, dă o nouă. Adică, Doamne, pâinea de aici, de la Torino, nouă, nu o da celor din Africa, știi, și dacă au ei milă, ne mai trimis nou nouă câte o fărâmitură ceva. Pâinea noastră, dă ne -o nouă. Îmi place asta, înțelegeți cum? Adică Dumnezeu ne-o dă nouă unui grup. Evreii aveau concepția asta. Și au concepția asta. De asta Dumnezeu i-a binecuvântat și sunt un popor binecuvântat. Pentru că niciodată Evreul nu gândește doar pentru el. Niciodată nu spune, am găsit ceva, nu știe nimeni. Eu mănânc, eu mă îngraș, ceilalți, nu-mi pasă de ei. Evreul totdeauna spunea, când ne-a dat-o, ne-a dat-o nouă. Ce înseamnă asta? Întâi ai noștri. Familia mea, rudele, comunitatea noastră, neamul nostru, poporul nostru, ne ajutăm între noi. Ne-a dat Dumnezeu nouă, nu doar mie. Dă-ne nouă, astăzi, conceptul de realitate, astăzi. Și dacă ai ce să mănânci astăzi, deja Dumnezeu te-a binecuvântat și trăiește în realitatea prezentului. Pentru că cei mai mulți oameni se chinuie, fie că se uită în trecut prea mult, fie că se uită în viitor prea mult. Și uită să mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce au astăzi. Dumnezeu ne cheamă să trăim realitatea prezentului. Și dacă fiecare este sincer cu El, dacă e deschis cu El însuși, dacă te uiți astăzi, eu cred că astăzi ai avut ce pune pe masă. Eu cred că astăzi Dumnezeu ți-a dat. Eu cred că astăzi Dumnezeu te-a binecuvântat. Și eu cred că astăzi Dumnezeu ne-a ajutat, pentru că mâine, mâine nu e al nostru. Mâine nu este sigur pentru nimeni dintre noi. De aceea rugăciunea trebuie să ne aducă și la dimensiunea asta a prezenței actuale a existenței noastre pe pământ. Dar merg mai departe. Un alt cuvânt frumos aici. Ne iartă. Și ne iartă. Nevoia spirituală. Pâinea e o nevoie materială. În ea poate fi inclusă hrana, sănătatea, casa, mașina, banii. Poate fi inclus orice lucru material de care avem nevoie și Dumnezeu știe. Dar omul nu este o ființă care are doar nevoi materiale. Omul nu trăiește numai cu pâine și apă. Omul are și o nevoie spirituală. Nevoie de Dumnezeu, nevoie de iertare, nevoie de a fi primit, de a fi acceptat. Nevoie aceasta spirituală de iertare. Și cred că dacă suntem sinceri cu noi, în această seară, credem că fiecare dintre noi avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Ne iartă păcatele. Vedeți, într-o parte scria greșelile, în altă parte păcatele ce îmi place în rugăciunea asta, Domnul Iisus nu spune cum spun unii, nici măcar cum a zis eu Doamne, dacă am păcătuit, dacă cumva am... Nu există niciun dacă. Eu așa cred, potrivit Scriptorii, că noi toți, fiecare, indiferent de vârstă, indiferent de câte ori postește el pe săptămână, indiferent de cât a dat, nu avem decât un titlu care se potrivește tuturor, se potrivește cel mai bine: Păcătoși. Adică, în seara asta, gândește-te la tine și la viața ta. Accepți faptul că ai păcate care trebuie iertate? Dacă zicem că n-am păcătuit, dacă zicem că nu avem păcat, îl facem mincinos pe el. Când vine înaintea lui Dumnezeu. Lasă-l pe celălalt de lângă tine, Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți, și cum sunt ceilalți, scrăpărezi prea curvar, mincinoși, hoți, și cum vor mai fi ei. Gândește-te la tine în această seară în rugăciune asta, nu-i doar o rugăciune, niște cuvinte puse acolo un șir, unul după altul, ci niște realități. Și asta este realitatea cea mai evidentă, faptul că ești păcătos și ai nevoie de iertare și că te gândești că tu ești păcătos, nu mai contează cât ți-a greșit și altul, nu contează că altul este de zeci ori mai păcătos ca tine, de o mii de ori mai păcătos ca tine, de zeci ori mai hoț este altul ca nu știu cine, ci când te cobori în tine, îți dai seama oricine ai fi, ești păcătos și ai iertare. Și dacă nu te iartă Dumnezeu, oricât de puține sunt păcatele tale, oricât de mici sunt păcatele tale, dacă nu te iartă Dumnezeu, mergi în iad. și acceptă și crede acest adevăr. Ești păcătos, ai păcate, ai nevoie de iertare. Și Domnul Iisus spunea, dacă nu iertați, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. Și dacă nu ne iartă Dumnezeu, nu putem vorbi de mântuire. Nu putem vorbi de împărăție. Nu putem vorbi de rugăciune ascultată. Pierdem timpul degeaba. Ne rugăm în zadar. Dacă nu ne iartă Dumnezeu, și asta implică mărturisirea, recunoașterea, dacă nu ne mărturisim păcatele, dacă nu ne pocăim de păcatele noastre, dacă nu ne recunoaștem vinovăția, nu putem fi acceptați, primiți de Dumnezeu. Cum și noi iertăm un concept de dreptate? Gândește-te în această seară în mod foarte clar și sigur lucrul acesta, că Dumnezeu te iartă exact cum ierți și tu. Iartă-ne păcatele cum iertăm și noi. Dacă tu ierți dar nu uiți, așa face și Dumnezeu cu tine. Dacă tu ierți doar câteva, așa face și Dumnezeu cu tine. Dacă tu ierți și spui, a, dar stai puțin, să vină, să recunoască, să spună, să publice, să știe toată lumea că și-a cerut iertare, atunci îl iert. Așa face Dumnezeu cu tine. Există un concept de dreptate pe care tu rostești cu gura ta, prin cuvintele acestea. Ne iartă nouă greșelile noastre, cum și noi iertăm. E dreptate, e un echilibru perfect. Cum faci? Așa ce se va face. Și gândește-te că nu-s doar cuvinte, sunt realități spirituale. Dacă Domnul Isus spunea nu dacă cineva nu iartă, ci el spunea dacă cineva nu iartă din toată inima. Dacă n-ai iertat, oricare ar fi păcatul, oricare ar fi greșeala datornicului tău, greșitului tău, oricare ar fi, nici Dumnezeu nu te iartă pe tine. Greșitilor, iertăm. Cum și noi iertăm? Conceptul de responsabilitate. Eu sunt dator să iert. Am o responsabilitate. Dacă vreau să fiu iertat, eu n-am altă șansă. Nu există altă stradă. Dacă în seara aceasta recunoști că ești păcătos, ai nevoie de iertare, ai nevoie de mântuire, atunci tu vii înainte lui Dumnezeu și spui, Doamne, iartă-mă! Dumnezeu spune, bine, eu te iert, dar te duci și ierți și tu. Dar ele de 10 ori nu contează că e de o mie de ori mai păcătos ca tine tu trebuie să ierți, că altfel eu nu te iert pe tine. Și conceptul acesta de greșiților e un concept de imperfecțiune a relațiilor. Când stai în rugăciune și te rogi, adu-ți aminte că în jurul tău e plin de greșiți, de păcătoși, unii ca și tine, unii mai puțin ca tine, unii mai mulți ca tine, dar în jurul tău trăiești într-o lume imperfectă. Pentru că cei mai mulți oameni sunt dezamăgiți de Dumnezeu, dezamăgiți de soartă, dezamăgiți de ei, pentru că au așteptări prea înalte. Nu toată lumea e educată, nu toată lumea e politicoasă, nu toată lumea e religioasă, nu toată lumea e vlavioasă, nu toți oamenii sunt buni, nu toți oamenii vor face bine, oamenii nu sunt perfecți niciunul. Așadar, recunoaște realitatea asta. Noi oamenii spunem, cel mai greu lucru este să lucrezi cu oamenii. Da, și este un adevăr acesta. Dar recunoaște că și tu ești unul din acei oameni cu care se lucrează greu. Că e cel mai dificil material. Și când te rogi, în relația cu semenii, este imposibil ca cineva să nu-ți greșească. Cât de adevărat este că tu greșești, că tu ai păcate, la fel este de adevărat că și alții îți greșesc, au păcate, sunt la fel de imperfecți ca și tine. Nu doar tu ești imperfect și păcătos. dar și cei din jurul tău. Și atunci tu ai datoria să ierți cum te iartă Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Și nu ne duce un concept al fragilității, un concept al vulnerabilității. Noi suntem oameni. Depindem de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu. Dacă noi ne-am descurcat singuri, dacă noi am rezistat în fața Ispitei, este un adevăr pe care vreau să-l să subliniez în această seară foarte clar. Oricine ai fi tu, diavolul este mai tare decât tine. Nu mă interesează dacă spuneți amin, dacă credeți sau nu acest adevăr trebuie să fie foarte clar. Diavolul este mai tare decât tine. Adică tu nu poți, luptând împotriva diavolului, tu să-l biruiești pe el. Tu nu poți. Oricine ai fi, ori câte rugăciune ai face, orice post, orice religie ai avea tu, tu, ca om, tu, omul, ești o ființă slabă în fața diavolului. Dar permite-mi să spun alt, al doilea adevăr. Este cineva mai puternic decât diavolul. Și acela este Dumnezeu. În lupta cu diavolul, tu n-ai nicio putere. În lupta cu diavolul, tu nu poți face absolut nimic. Diavolul te-ar face praf. De aceea tu ai nevoie de Dumnezeu. De aceea tu trebuie să-l chem pe Dumnezeu în ajutorul tău, să spui, Doamne, sunt slab. Doamne, nu mă lăsa dus în ispită. Doamne, nu mă abandona în ispită. Pentru că eu nu pot birui singur. Sunt om, sunt carne, sunt păcătos. Dar am nevoie de Dumnezeu. Am nevoie de protecția lui Dumnezeu. Am nevoie de harul lui Dumnezeu. În lupta asta cu diavolul, dacă nu ne ajută Dumnezeu, noi suntem terminați. Dar când suntem cu Dumnezeu, noi suntem mai mult decât biruitori. Noi oamenii singuri în fața diavolului suntem neputincioși, dar când îl avem pe Dumnezeu, pot totul în Hristos care mă întărește. În ispită, nu ne duce pe noi în ispită, nu ne duce în ispită, conceptul de depravare morală a societății trăim într-o societate coruptă, trăim într-o lume păcătoasă, într-o lume rea. O, oh, știu, visul acela, mă duc în România, că în România... În România ce? A, acolo s-a terminat ispitire, ducem copiii la școală. Zilele trecute, când am aterizat, m-a luat cineva la aeroport și a zis, frate, nu știu cum e, groaznic la noi, la școală, școală, Școala medie, copii cu droguri, vânzători de droguri, ca să nu mai zic și din ce biserici mai făceau parte. O, oh, dar mergem -o în România, scăpăm de ispite acolo. Poți să mergi unde vrei tu în lumea asta. Oriunde te duci în lumea asta, te vei confrunta cu ispita. Și în pustie, dacă mergi, Iisus a fost dus în pustie și acolo te confrunți cu ispita. Nu poți evita ispita. Dar poți să rogi pe Dumnezeu să te ajute în ispită, să-ți dea biruință în ispită, pentru că Dumnezeu ne poate întări, slăviți să fie numele Lui. Cine izbăvește conceptul de mântuire, de salvare, un izbăvitor, un mântuitor, un salvator, ne izbăvește de cel rău. Lupta cu cel rău, lupta cu diavolul. Există răul în jurul nostru. Există răul în noi, există răul în altul, există răul în lume. Și trebuie să, să conștientizezi asta și să rogi pe Dumnezeu, pentru că este singurul care ne poate izbăvi de cel rău. Nu poate un partid politic să facă asta, nu poate un guvern să facă asta, nu poate un președinte să facă asta, nu poate un cult, o biserică să facă asta. Singurul care ne poate izbăvi de cel rău este Dumnezeu. Și o poți face doar atunci când îl rogi pe acest Dumnezeu, când îi recunoști Domnia, suveranitatea, pentru că se încheie frumos această rugăciune, care v-am spus, nu-i formată, nu-i construită pe cuvinte, ci pe idei, pe concepte pe care trebuie să le înțelegi, să te oprești. Ata este. Credința asta fermă, crezi în Dumnezeu ce este, ce, ce aparține Lui. Ata este împărăția conceptul de suveranitate, El este împărat. Ata este puterea, conceptul de autoritate supremă. Pilat a stat față în față cu Isus, arogant, mândru, i-a spus, nu știi că eu am putere? Nu știi că eu pot să te fac liber, eu pot să te dau la moarte, Știți cum aveau romanii cu degetul? Cezarul sau cel care locuia, trebuia un semn cu mâna să spună, lasă-l să trăiască, cruțați-i viața sau omorâți-l. Eu am puterea, spunea Pilat. Știi că eu în fața mulțimii fac un semn cu mâna și eu te-am terminat? Și Isus i-a răspuns simplu, dar și direct lui Pilat, n-ai avea nici o putere, dacă nu ți-ar fi dată de sus. Pentru că puterea este a lui Dumnezeu. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dumnezeu are putere. Putere nu are nici NATO, nici Moscova, nici Putin, nici Biden, nici Papa, nimeni nu are puterea decât Dumnezeu, El este suveran. A Lui este puterea. Și te, te rogi cuiva care deține toată puterea, în cer și pe pământ, în viața ta, în problemele fizice, în problemele spirituale, materiale, în toate domeniile vieții. A ta, Doamne, este împărăția, a ta, Doamne, este puterea. Dar a ta este și slava, suma calităților, frumusețea. În veci, conceptul de veșnicie, de neschimbare, de imobilitate, Dumnezeu nu se schimbă. Orice împărăție... Are un început și o sfârșit. Orice istorie are un timp de început și un timp de sfârșit. Însă împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși, este veșnic. Ata este împărăția, puterea și slava. Nu un secol. Au fost în istorie dinastii lungi. Iată, și în Anglia vine de secole o dinastie regală. Poate va mai dănui câteva secole, dar într-o zi nu va mai fi, pentru că nu va mai fi pământul. Însă este o împărăție care n-are început și n-are sfârșit. Este împărăția lui Dumnezeu, cel care n-are nici sfârșit, nici început. Ata, Doamne, este puterea și în 2023 puterea lui Dumnezeu Slava lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu este încă, pentru că Hristos este același, ieri, azi și în veci. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Atunci când ne rugăm, nu doar să rostim niște cuvinte, aruncăm și noi niște vorbe, am spus și noi ceva, ne-am făcut datoria și am plecat acasă. Dar să înțelegem că rugăciunea trece dincolo de cuvinte. Și sunt atâtea și atâtea adevăruri ascunse în acele cuvinte la care noi ar trebui să medităm, să ne gândim, să le punem în inima noastră și să recunoaștem că avem atâta nevoie să ne rugăm. Și avem atâta nevoie să-l cunoaștem pe Cel căruia ne rugăm. Și avem nevoie să ne cunoaștem pe noi cât de slabi suntem noi și cât de tare este El, cât de sfânt este El și cât de păcătoși suntem noi, cât de greșiți suntem noi și cât de, de greșite sunt relațiile noastre cu semenii, câte lucruri sunt în viața noastră, cât de multe sunt nevoile noastre care depind de Dumnezeu, cât de multe sunt responsabilitățile noastre care le avem față de Dumnezeu, față de semenii noștri. Atâtea și atâtea lucruri putem încă învăța. Timpul nu ne permite, așa că mă opresc aici, mă rog din toată inima Dumnezeu, pe fiecare să ne binecuvinteze. Amin!